Hello, hello, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou clip, eu sunt Oana și da, astăzi încă un clip parfumat, încă un unboxing, yay, toată luna plină de unboxing-uri. Și în orice unboxing, tot unul de la Basmore. Da, ei mai au încă vreo 13 zile de reduceri sau ceva de genul. Nu mai sunt aceleași reduceri pe care le-am prins eu. Știu că sunt câteva persoane care, din păcate, părere de rău că unele au crescut la preț. De asta le-am luat și eu. Am zis, băi, cât le prind la prețul de ăsta, vreau să-l iau acum, pentru că după aia o să regret. Și o să-mi pară rău. Și da, am mai investit câțiva lei, dar măcar știu că le-am acolo și le-am luat la prețuri foarte bune. Mai avem iar nu știu câte parfumele și de data asta avem și mostre. Mi-am luat și câteva de cănțele să le testez. Și parfum de păr, dar și în ediție de poșetă. Eu o să vă afișez prețurile pe care le-am prins eu. Pe site o să fie alte prețuri la altele. O durat ceva până a venit această comandă. Am dat-o de vineri și a ajuns astăzi joi. Pentru că în weekend nu lucrează nimeni. Oricum, linkurile o să le găsiți în descriere, doar că v-am zis o să fie alte prețuri la unele dintre parfumuri. Haideți să-l desfacem. Deci, Basmore este un site, v-am mai zis și în clipul anterior, în cazul în care nu l-ați văzut, vă las aici imaginea să vedeți. Ei au atât parfumuri arabești cât și parfumuri franțuzești. Ce dețin eu, ce mi-a luat eu, sunt doar franțuzești, sunt de la Aurora. Da? Am văzut că mai au acolo niște branduri, dar eu deocamdată doar de la Aurora am luat, pentru că de la prima comandă mi-a rămas gândul la câteva și am zis, băi, nu pot, hai să mai iau. Am renunțat la anumite chestii și am zis că mai facem un sacrificiu și hai să luăm parfumele. Mai am două la fel. Mai am două parfumuri pe care le-am și în clipul anterior, dar alea sunt pentru surorile mele. Hai să le desfacem. Ta-da! Așa, avem factorica. Da, da, și apropo, în legătură cu acel parfumel, știți, Aroma Seniora 3 pe care îl luasem data trecută și avea o mică problemuță, cădea capacul, da, și mai curgea pe lângă. Cei de la Basmore au fost foarte, foarte drăguți și mi l-au schimbat. Pe ăla l-am trimis înapoi, deci cum a venit curierul și mi-a dat acest colet, imediat am trimis, bine nu eu, a fost sora mea acasă, eu nu eram acasă. Am predat celălalt parfumel, deci mi-a fost schimbat, deci, oh my god, super tare. Dar vedeți că de data asta avem ceva mai multe cele. O să țin cutia pe brațe și vedem ce șupăm. Ok, vedem cu care să începem, începem cu asta. Oh my god, nu sunt parfumuri doar de vară, toate sunt blind cumpărate, nu știu cum ar trebui să miroase, știu doar pe celelalte două pe care le-am mai cumpărat. Deci, Aurora, aveam aici un romans d'amor, Hot. Am înțeles că ăsta ar trebui să fie un parfum ceva mai de toamnă, iarnă, cu tutun. Tutun și nu numai. Da, deci are un roșu foarte drăguț. Cutia este mată și roșu este lucios. Deci, super tare. Avem și aici sigla Aurora. E mai royal, așa. Pe acesta l-am văzut la fel pe YouTube, la o fată. Deci așa arată. Până ne uităm la sticluță capac, sora mea cea mai mică dintre pisa aici, o să vă citesc notele. Deci are o culoare mai smoky așa. Nu știu cum să zic, mă duc cu gândul ceva la fum, la ceva lemnos. Spicy. Da, și puțin spicy. Am surorile lângă mine și așteaptă parfumurile. Capacul este din lemn. Și, oh my god, ia uitați, este inscripționat, embosat, gravat, este în capac, da? Deci, oh my god, e super. Acum văd că este la 90 de lei, eu l-am luat cu mai puțin, 50 ceva, 60 ceva, ce, cred că 62 de lei, nu mai știu. La note de vârf are boabe de cafea, note de mijloc aromă de tutun, boabe tonka și vanilie și notele de bază lemnos, lemn, pardon. Deci, haideți să-l vedem, deci o să fie un parfum pentru sezonul mai rece. Băi, nu știu să mă uitau, eu am mai filmat un clip pe care o să-l vedeți după 1000 de ani, unde am mai testat niște parfumuri. Yeah. Oh, vai ce miștoi, dar îmi pare cunoscut, m-a dus tot în zona aia ragba, deci eu pe toate care sunt mai smoky, mai așa le zic de ragba. Mamă, dar ce miștoi, deci da, simt puțin cafeaua, simt tutunul. Ui, a fumat puțin, băi, dar e dulce și mișto. Vai, dar ce tare,
Da, deci este lemnos, este dulce, cafea este puțin întunecată, este smoky, deci, oh my god, chiar că e superb. Asta e posibil să fie unisex. Da, este unisex. Faci miștoi. Dar mai am ceva, miroase puțin și la ciocolată și puțin ciocolătos. Deci, doamne, e mișto tare. Vai, dar ce tare, da, miroase și puțin ciocolătos. Cred că e de la cafea și vanilie. Zic și eu. Sau ciocomascoare. Măi, deci, oricum, eu simt și ciocolată acolo, da? Ciocolată, ceva smoky, ceva lemnos. Deci e super. Deci, e superb. Și miroase ciocolată. Cel puțin mie așa îmi miroase. Chiar e superb. E wow. Mă bucur că l-am prins la un preț ca lumea. L-am recumpărat pentru sora cea mijlocie. O să-l desfac să-l arăt. Parfum foarte fancy, foarte elegant, sofisticat, care duce înspre Black Opium, doar că e ceva mai dulce. Deci așa arată, e superb, e dulce, e superb, e cu fistic, cu migdale, cu portocală și cu multe altele. Și da, duce înspre Black Opium. Dacă vreți să auziți părerile mele, deci puteți să vă uitați la primul clip, primul unboxing pe care l-am făcut de la Basmari. Haideți totuși să vă citesc despre el. Da, așa are și sticluța aia pătrățoasă, doamne, eu mor după ele. Uite, cu șire mult. Wow, a, da, are și o mic... Te duci cu gândul puțin și la cireș, parcă are un mic vibe de cireaș la început. Mic? Fiață, parcă l-ați mai bine acum. Yeah. Da, băi, deci e super dulce și da, miroase puțin la cireaș ăsta Black Rouge, cel puțin la început. Prima dată mi-am dat seama. Deci l-am luat tot așa la un 50 ceva de lei sau 60, nu mai știu, acum este 89 de lei. Are așa, deci ca note de vârf are fistic, mandarină, pară și portocală, poate fi de la pară. Note de mijloc, floare de portocal, magnolie și migdale. Note de bază, boabi, tonka, cașmeran și paciuli. E fain tare, e fain tare Black Rouge, chiar e mișto. Stați că aici trebuie să avem unul care se repet, oh my god, iar a venit într-o funguță de asta proprie, funguța lui. Este al surorii celi mai mici. Da, l-au văzut deja și dansează pe lângă mine. Este vorba de Cherry Blossom la Lorenzo di Mosici, un parfum dulce, un parfum ușor bombonicios, pe care l-am luat și eu și am vrut să fug cu el data trecută. Este, a fost învelit și într-o chestie de asta, oh my god, ia. Deci, așa arată. M-a dus cu gândul puțin și la o sticlă de tărie, nu știu, e mișto tare. O să-l dau surorii mele, nu o să-l încep eu, l-am deja cel propriu, am zis, băi, nu vreau să rămân fără parfum, am zis, hai că vă iau și vouă care le vreți și fiți sănătoasă. Și tot la Aurora Sensi și ăsta. Hai să-l căutăm, să vedem la ce preț este. Acum eu l-am luat cu 71 sau 72 de lei. Acum este 99 de lei. Da. Hai să vă citesc cam ce conține Cherry Blossom. Deci are note de vârf, benzoină, pară și piper roz. Note de mijloc, floare de portocal, heliotropia, somie, lemn de cașmir și măr. Note de bază, ambră, boabe, tonka, lemn de santal, musc și vanilie. Deci e superb. E dulce, e bombonicios. L-ai testat? Ce multă victoria. Îl știi cu șervițelul. Miroase Ariana Grande, dar nu știu care. Deci v-a scris, pare că miroase ceva apropiat de Ariana Grande, dar nu știi care. Ala, modul. Mod? Mod blush sau mod vanila? Mod blush, cred. Doar am și eu ceva mod, dar nu mai știu care. Tu ai mod vanila, eu le-am pe la blush. Ele era mai dulce de la Ariana. Nu știu, să nu foarte mult. Voi să te voi pe ok, mai avem un parfum pe care l-am cumpărat de două ori. Cred că este vedeta acestui site. Eu nu o să vreau să-l lăs puțin deoparte. Este vorba de Divine Paradise. Am zis de data trecută când mi-a rămas gândul la el și sorry, nu am putut abține, având în vedere că era, cred că 55 de lei și acum e posibil să fie 100. Și am zis că băi, deci cât mă bucur că le-am găsit. Încă le-am găsit la prețurile alea de la început.
Dar în continuare sunt până la 70% reduceri, dar nu la toate, adică până la. Da, deci nu toate au 70% reduceri. Înțeles că ar fi un parfum mai potrivit pentru vremea rece, trebuie să fie dulce, mai aromat, ceva care aduce spre bezele, ceva cu iasomie, ceva cu, în fin, da, este 99 de lei. Și haideți să-l desfacem, așa, să vedem ce și cum. Deci hai să uităm puțin la cutie. Oricum eu o să încerc să vă fac close-up, are așa niște detalii. Foarte fain ca un turn, așa aici are detalii micuți. Deci așa arată, asta este roșu, roșu, da, lichidul din interior, roșu, puțin spre portocaliu. Am dat ce fain e. Ce se pare mare? Pare puțin royal, ca un diamant. Nu știu dacă este metal sau plastic, dar e fain. Haideți să-l vedem ce cu el. Da, și la asta sare capacul, nu e nicio problemă, oricum o să-l țin așa în picioare și să nu curgă. Ia, fai, s-a că am simțit ceva floral, deci mă ustrănasă puțin la el. Bine, am și-o dat 3 pufuri ca nebuna. Mamă, dar îmi pare cunoscut, măi, și ăsta îmi pare cunoscut. Deci este floral, este dulce, puternic, puțin spicy și într-adevăr este aromat, condimentat. Uai. Păi, dar ce mișto e. Mamă, ce-mi place. Într-adevăr, tot pentru vremea rece. Pentru moment, nu știu, este ceva o floare acolo. Nu știu ce ar putea să conțină, care m-a dus puțin cu gândul la cocaine, de la Frank Boclet. Cât l-am așteptat. Mamă, ce mișto e. Hai să vă citesc notele. Da, este și dulce. Ușor cremos. Că ar trebui să conțină și cocos. Deci ca note de vârf are mandarină italiană, măr verde și neroli, note de mijloc cocos, floare de portocal, iasomie, note de bază cedru, lemn de cașmir și vanilie. Fai, e superb! E genial! Îl ador! Păcat că și la asta sare căpăcelul, dar nu este nicio problemă. O să-l țin așa în picioare, dar nu o să-l țin culcat. Și nu o să pățească absolut nimic. Sau o să încerc cumva să bag arcuceala acolo. Da, miroase super, super fain. Chiar aveam pretenții de la el și într-adevăr așa este. Bun, de la Aurora, Aroma Seniora 3, avem un Hair Mist, un parfum pentru păr. Eu mă aștept să miroase tot ca și parfumul Aroma Seniora 3. Deci am văzut, după ce am dat comanda, că ar avea note diferite. Deci odată ce are această denumire, cred că ar trebui să miroase la fel, zic și eu. Poate a fost o greșeală acolo în fine. Asta știu că a fost 45 lei și posibil să fie și acum la fel, bă, ce drăguță. Ia uitați, deci are un roșu, vișniu, mat, capac din lemn, deci oh my god! Ce fain e, parcă e de vampiri. Nu e michitel. Are 40 de mililitri, da? Haideți să vedem unde îl testăm. Deci, mi-am mirosat toate parfumurile. Mamă, ce mișto pulverizează. Bine, că ăsta nu e parfum de corp, e parfum de păr, da? Oh, și da, miroase exact ca ăla. Nu înțeleg de ce are alte note pe site. Când... Da, miroase Aroma Seniora 3, care este un dupe pentru Burberry Her. Tot suculent, tot fructat, adică, haideți să vă citesc notele de pe site. Miroase la fel și acum avem și parfum de dat pe păr, vedem cât persistă. Da, este tot la 45 de lei și ăsta. Aici zice că note de vârf bergamotă, lavand, note de mijloc cu marin, geranium și măr și note de bază lemn, santal și tonca. Dar nu, miroase tot suculent, tot a căpșun smeur și nu mai știu ce mai conține Aroma Seniora 3.
tot acolo m-am dus cu gândul, doar că mai are ceva în plus, nu știu. Deci, da, doamne, e super cute. Deci, vă dați seama că o să-l consum instant. Dar ce mișto e culoarea, ferească Dumnezeu. L-ador. L-avem pe Amor. Și pe ăsta l-am vrut de data trecut. La fel, l-am prins la un preț destul de bunicel, tot 55-60 de lei, ceva pe acolo. Nu știu acum dacă s-o fi schimbat prețul. Haideți să-l vedem. Pe acesta l-am mai auzit lăudat pe la cineva pe YouTube, dar nu mai știu la cine. Plus că mi-au plăcut notele pe care le are, la fel trebuie să fie fructat, suculent, cel puțin așa mi-l imaginez. Deci de la Amor este și Mon Amor, da? Dar eu am Amor clasic, primul. Este 89 de lei acum. Hai să-l desfacem, să vedem ce este cu el. La fel ar trebui să aibă o sticluță asemănătoare cu Aroma Seniora. Deci... așa este sticluța mată și aceste detalii lucioase. Ia uitați pe lateral. Da, v-am zis, are aceeași sticluță ca la Aroma Seniora, doar că nu are acea emblemă aici, dar căpăcelul, tot acolo m-a dus cu gândul, că e același model la capac. Sticluța e the same și la fel de grea. Da, nici nu știu să-l mai testez. Ia. A, ce mișto pulverizează. E ceva spicy, ceva citric, ceva mai fresh acolo. E și dulce, fructat. Dar are și ceva verde. Deci e verde, e spicy, e citric. O citrică de-aia tot coajă, cum îi zic eu. Puțin dulce. Mamă, dar e chiar fain pentru vremea asta. Notele de vârf, căpșună, pară și zmeură. Pentru asta l-am luat, dar nu simt nici căpșuna, nici pară, nici zmeură. Deocamdată. Notele de mijloc, bujor, floare de portocal și asomie. Cred că e bujorul ăsta care îmi rupe nasul în momentul de față. Notele de bază, mosc, paciuli și vanilie. Deci căpșună, pară, zmeură, nu simt. Cred că ce simt acum e floral, da? Bujor, floare de portocal și asomie. Vedem după ce se așează cum o să fie. Dacă nu, îl consider oricum un parfum potrivit pentru această perioadă, că îți mai dă o leacă de refresh, o leacă, nu știu, un parfum mai puțin, mai curățel. Nu știu, acum am venit să beau ceva rece după ce l-am mirosit. e fain. Ok, hai să trecem la următoarele. Avem cele trei în ediție de poșetă. Nu știu care și cum sunt, cred că sunt testere. Da? Odată ce au venit în ediția. Ia. Aceea este vorba de Aroma Seniora 8. Ia uitați cât de bine arată și căpăcelul cu detalii. Acesta este dupe pentru My Way de la Armani. L-am luat pentru cealaltă sora mea. Bine, și mie îmi place My Way de mor, dar ea e și mai turbată după My Way. Sticluța din sticlă are 8 ml, eu l-am găsit cu 10 lei, acum este 15 lei. Hai să vedem dacă are vreo treabă cu My Way. Trebuie să aibă miros de bubblegum, pentru că este un parfum cu tuberoză. Tot de la una dintre voi am aflat chestia asta, cred că de la Ile. Ile Baciu, bună dacă te uiți. Tu ai fost cea care mi-a dat această informație. Până acum eu nu-mi dădeam seama de la ce vine aroma de bubblegum și nu știam cum ar trebui să fie tuberoza. Și da, se pare că ea dă această aromă minunată. O, mamă, da, ce miștoi! Da, chiar e My Way. Like, să-mi moare lângă mine. Bubblegum-ul ăla zaharos, deci că-i dat o gumă dată prin zahăr, pudră, ceva. Și fructată simt. Ia să vedem, o auzești pe sora mea? Ia vezi. Deci miroase superb, e dulce, puțin fresh, nu-i grețos deloc. E fain? Îți place? Bun. Da, îi place. E mai bun? E puțin mai fresh ca de sus. După ce se așează, e răbdare. Surorii mele cele mai mici, ei, nici cloni, nici așa, pentru că miroase, ei se pare ei că miroase a bodorizant de mașină cu bubblegum.
Și acum e cu rău de mașină, are leacă de PTSD din cauza asta și nu vrea să aud. De mai way am zis, băi, singurul parfum pe care nu o să ne-l furi asta mică e mai way. Am apărut eu. Și-a apărut sormea cealaltă care e obsedată de mai way. Bun, aici trebuie să mai avem două. Un parfum foarte cunoscut de la ei. E vorba de Sailor Gold, care e un parfum full size, are o sticluță superbă și un ambalaj genial. E out of stock oricum. Haideți să vedem. Am înțeles, după ce l-am comandat, că am mai căutat o chestie, că ce că ar fi inspirat din SIU de la Armani. Deci așa arată, este aceeași sticluță, îmi place, că e scris piele măi, deci Sailor Gold, 8 ml, îmi place sticluța, că e pătrățoasă și are aceste detalii plus aurora aici. La fel și pe asta. L-am prins la 10 lei, acum este 15. Stați băi, că am uitat să vă citesc notele. Bună dimineața, Oana. Vă citesc mai întâi notele la Roma Seniora 8, pardon. Deci 8-ul este după My Way, da? Și apoi o să vă citesc și la Sailor Gold și testăm. Vedem ce și cum. Ia-ți vedem. Merge puțin mai greu acest site. Deci... Este și parfumul de păr. La Roma Seniora 8. My Way. Da, mai e tot 45 lei este. Note de vârf, bergamotă, floare de portocal, note de mijloc, iasomie și tuberoză, care tuberoza vă chepiste tot, note de bază, moscal, vanilie și vetiver. Căutăm și Sailor Gold. E spicy. Deci am o așa... Ceva spicy, citric am simțit. Băi, not bad. Să dau surorii. Tu ai testat originalul? Da. Deci ea poate să confirme dacă miroase sau nu cu originalul, eu nu știu cum e cu el. Este spicy, este citric. Miroase și puțin dulce. E fresh. Stai. E fresh și puțin acvatic. Poate are și o chestie personală, vă dați seama că nu e chiar si de la Giorgio Armani. Ceva în pusare. Da, deci nu este... clonul 100% sau 95% sau cât o fie. Este inspirat din Sia Armani, dar mai are ceva în plus. Eu observ aici o notă acvatică. Nu? Ceva pudrat în plus. Și ceva pudrat? Dar e fain. Eu zic că ar fi mișto de purtat la plajă. Da, dar ceva pudrat în plus. Pentru că e ceva, adică și sticluța originală, am văzut, în full size, pardon, am văzut că are o cârmă de aia, da, de la marinari. E Sailor. Sailor Gold. Chiar trebuie să-ți dea un vibe de plajă, un vibe de mare, un vibe de valuri, da? Mamă, dar mie îmi place maxim. Acum s-a mai așezat și o leacă mai pudrat. Îmi gândește că Psiu ar fi ce-mi scoate nota asta pudrat, mi-a și cam asarpea. Da? Deci seamănă cu Psiu. Păi asta duce mult, dar numai chestia e pudrată. A, deci e Sia Armani numai cu o leacă mai pudrat. Dar e fain. În continuare este fresh, simt ceva mai spicy, dulce, pudrat, dar nu prea dulce. Și are ceva acvatic acolo, parcă are o leacă de aer, da? Sau prospețimea aia când vine un val spre tine, știi, și îți lasă, da, briza aia a mării. Deci chestia eu simt. Băi, ce plăcut. Deci, la un moment dat în viața asta, sper să prind și sticluța în full size, bine, să fie la un preț mai ok. Și cu siguranță o să mi-l iau. Și aici mai avem și pe celălalt. Hai să vedem dacă îi place surorii mici, ca să-i dau și eu unul de ăsta mic, că ei nu i-au luat de ăsta mic. Vrei să-l testezi pe ăsta? Da. Da. Da, am testat la ea. Și-ți place? Mai am. Am două de-astea. Nu, dar de mai am. Nu. Dă-l încă. Dă-ți că dă. Ești mică, Siu. Thank you. Da, e fain. L-am dat surorii așa și eu mai am încă un Sailor Gold aici. Mai avem și niște mostre, nu mai știu câte am comandat, avem 4, ce drăguți au venit. Ok. Miroase ud. Ud. Deci udul ăla care, și cred că știu și la care. Aici avem un tester pentru Delicate. Delicate, am înțeles că ar trebui să fie o replică pentru Delicate, ar trebui și că să fie o replică după Irresistible de la Givenchy. Multă lume l-a recomandat, că sau laudă. Băi,
Prefer? Da, unde să-l mai dau acum? Prefer să-l testez înainte. Da, ia. Îl testăm și apoi citim și notele. Oai, Doamne, dai dulce, nu știu dacă e floral, ceva miros pe acolo. Ai, o leacă suculent. Mamă, dar chiar că e fain. Sincer să fiu, nu prea mă așteptam, am zis că e... Am zis că e delicate. M-am gândit la o floare de asta, o mimoză, nu știu. Nu știu cum miroase originalul. Ai, și arată și fain. Acum ai... E la 190 de lei, dar Delicate Rose e la 61. Nu știu cum ar trebui să fie rose-ul. Deci avem așa, ca note de vârf, nalbă de mosc și pară. Da, aici pară se simte, în sfârșit, un parfum cu pară în care se simt și o pară. Note de mijloc, iris și trandafir și notele de bază, cedru de virginia și mosc. Băi, nu-i trandafirul ăla nasol. Deci, îi dulce, îi floral, îi ușor mieros. V-am zis, îl simt, parcă ar avea puțină miere. Păi, și o leacă fresh. Păi, e superb. Ei, superb. Dar la mine miroase aici ud. Hai să mai fix astea urmează. Am luat două. Mi-au fost recomandate de la de Coco, de la Simțuri Ascuțite, bunul Coco. Nu era un variantă full size, așa că am cumpărat două testere. Ah, by the way, testerile au prețul de 9 lei. Este vorba de Lorenzo de Mosici Burning Wood. E ud, deci vă dați seama, e aroma aia animalică. V-am zis că mirosea puțin avăcuță, puțin atrag mai înainte. Haide! Și miroase de aici, v-am zis, de când am desfăcut punguța, deja am o trântit așa. Vedem dacă mai avem. Unde să-l dăm? Hai că încercăm aici, deși mai miros și altele. Mă gândesc că asta trebuie să fie ceva mai spre oriental. Oi, mamă, dai ce m-a trântit. Are un notușor animalic, deci este udul ăla, dar puțin smoky. Deci îl simt și afumat, lemnos. E și puțin dulce. Deci o simt de aici, da? Și mâna e aici. Oi, mamă, stai că am simțit și ceva. Citric pe acolo, puțin amărui. Mi se pare că ăsta e etichetat un parfum, ca fiind parfum pentru bărbați. Ia să vedem. Băi, dar... Da, e puțin efervescent, puțin citric, deci... Așa ar trebui să arate el. Deci cum sunt sticluțele, da, cu sherry blossom și așa, doar că este... O sticlă mai smoky. Ia să vedem. E puternic. Deci e puternic tare, e afumat și are puțin ud. Dar îmi pare foarte cunoscut. Nu știu, am mai mirosit ceva de genul. Note de vârf are bergamotă, grapefruit, lavandă și șofran. Am zis-o că are ceva citric. Note din mijloc, cedru, iasomie, lemn de agăr. Da, lemnul de agăr e secretă udul, acea substanță, da? Și are și piele, da, se simte și pielea. Notele de bază, ambră, mosc, paciuliu și vanilie. Sora mea asta tot zis că duce cu un Tom Ford, dar nu știe exact care. Ideea că nici nu le cunosc pe toate de la Tom Ford. Dar... Asta e că așa de ce la început și am puțin zis eu că și le-a... Da? Dar fără că așa de vreo timp. Așteptăm să așez, vedem cum este. Inițial m-am dus cu gândul puțin că am de la Oti, de la Otilia, de la cufărul cu parfum, am un decanțel de la The Serpent, da, care ar fi o replică după The Voice of the Snake de la Gucci. Și m-am dus cu gândul la ăla. Deci că inițial am vrut și eu să-mi-l cumpăr, că și surorii mici îi place. M-am dat odată, eram în altă cameră și m-am dat cu două pufuri. Eu miroseam chiar fain și vine sora mea și mă întreabă de ce miroase fac în casă. Deci în toată casa mirosea aud, da? Deci mirosea graj. Dar eu miroseam fain. Deci cam acolo m-am dus cu gândul și... Parfumul ăsta, nu mai acum nu. Nu mai are treabă cu ăla. Deci nu se mai simte udul atât de tare. Schimbă e lemnos. Lemnos smoky. Și e fain. Da, într-adevăr, chiar e foarte purtat la perioada rece, da?
Da, mișto. Și ultimul de cănțel. Hai, chiar o să ne lungim cu acest clip. A, stați măcar, a, v-am citit de fapt ce are Burning Good. Aici l-avem pe Juliet, alt parfum de care îs curioasă și l-am vrut de data trecută. Era tot la un preț bun la 50 ceva de lei. Acum nu știu, vedem ce preț ar trebui să fie. Juliet face parte, am văzut, dintr-un duo, da, că sunt parfumuri pereche pentru el și ea. Deci este Romeo and Juliet, deci Romeo e pentru băieți și Juliet e pentru femei. Romeo și Juliet, of course. Ăsta e, da, ăsta este parfumul full size. Acum costă 89 de lei, deci nu mai este 50 și ceva. Aie, nu l-am mai prins. Să-l vedem. Unde ar trebui să-l mai dau eu? Hai că dăm... Și la fel mi-a atras atenția acest Juliet, poate cu... Nici nu mai știu ce note are. Hai, vedem. L-am auzit și l-au dat pe YouTube. Și ăsta este citric. Puțin spicy. Nu știu, trebuie să mă dacă miroase a italieni. Că Romeo și Julieta, care sunt totul petrecut în Verona, pe acolo. Măi, dar e fain. E fresh, e citric, e puțin dulce. Da. Miroase mișto, nu? Wow. E fain. Da, deci ca note, vă pare bujor. Deci e bujorul, probabil, care se simte așa mișto. Bujor, notă de mijlocare, osmantus și trandafir și notă de bază, lemn de santal și faciole. Duce cu... Hai, știi, sorul meu, cu ce seamănă. Duce cu tine Versace turcoaz. Versace turcoaz? Da. Nu-l cunosc. Și sorul meu, cealaltă, i-au mai testat parfumurile originale, am zis, i-au stat în Italia și probabil au avut alte șanse să testeze. Ocazia să testeze mult mai multe parfumuri, scuze că râd, dar râd cu surorile pe aici, în fine. Și au zis că îi aduce puțin Versace turcoaz. Eu nu pot să bag mâna în foc, nu cunosc parfumul. Probabil i-a dat puțin un hint așa de acel parfum. Dar este acvatic, este fresh, este ușor citric, foarte puțin dulce. Mamă, deci e ideal pentru perioada asta. Da, deci pentru sora mea miroase a Versace turcoaz. Mai miroase la date, vezi dacă e așa. Da, uite, acum e puțin mai dulce. Dar noi puțin mult mai citric. Da? Dar la început ce exact până? Deci la început, deschidem deschidere, e semănatul Versace turcoaz. Doar poți că ăsta mai are ceva acolo puțin mai dulce față de el. E bun. Și ultimele, unul trebuie să fie Aroma Signora 3. Ăsta mi-a fost retrimis. Da? Știți că l-am avut din clipul anterior. O să-l vedem la final ca să vă arăt și vă citesc și notele eventual. Da, și în punguța lui proprie îl avem pe Aroma Signora 1. Însă era 100 de lei. Acum nu știu cât ar trebui să coste. Hai să-l vedem. Am înțeles că acesta ar trebui să fie dupe pentru Killian Good Girl Gone Bad. Nu știu cum ar trebui să miroase acest parfum. Dar cu atât mai mult. Deci după ce am dat comanda am văzut că ce ar semăna cu el. Nu este pe placul tuturor. Acum este 139 de lei și eu l-am prins la 100. Bun, hai să... Este același ambalaj. Dar scrie în 1 loc de 3. Are tot oglindă aici. Da, este același, are aceleași detalii. Deci, uitați, oglindă, oglinjoară. Hello! Și hai să le desfacem. O ajuns desfăcut. Capacul sărit. Bă, nu știu dacă vine curierilor. Are și capacul și arcul sărit. Aie. Bă, dar dacă îl folosesc fără arcul, oare nu merge? Ia să vedem. Ca să nu știu. Nu, că nu l-am băgat. Hai să-l pulverizăm, dar nu știu să-l dau. Dăm aici. E mult mai ok fără arc. Deci nu mai sare. Vedem dacă curge. Deci nu curge. Stați că e ceva fresh. A fost ceva foarte citric spicy care mi-a intrat prin nas.
Luați puțin detergent de vase, deocamdată. Deci, bun, asta este rezolvarea. Nu mai folosim arcul ăsta, că văd că face căpăcelul să zboare. Asta cred că o să faci la Divine Paradise. O să-l testăm acuș, o să scoatem arcul de acolo și vedem dacă stă căpăcelul. Hai, deci, este la fel, da? Capacul este din metal, este foarte greu, da? V-am zis că mă duce cu gândul la pirați, la monedele alea lor. Da, nu m-a dus cu gândul la ceva detergent de vase sau de podele. Dar așteptăm imediat să așeze, poate să și ceva verde acolo. Da, începe să schimbi în ceva, hai să căutăm, a da, deci hai să îi facem o prezentare frumoasă, da. Bine, din păcate amprentele rămân. Ta-da. A, o curs puțin, o să mai curgă de acum, da? Ia uitați ce e luxury, așa ce fancy, ui, e royal. O să-l punem. Testcă despre el. La început nu pot zic că mi-a plăcut. E citric, poate puțin pudrat, fresh, dar mi-a dat un ușor vibe de detergent de vas. Note de vârf, floare de portocal și osmantos. Note de mijloc, iasomie, narcisă, tuberoză. Aștept tuberoză, încă nu miroase bubblegum. Miroase bubblegum? Așa și notele de bază, chihlimbar și lemn de cedru. Ușor, ușor. Ceva citric. Deci, da, asta simt și eu, citric și floral. Mă usură nasul de el. Dar lăsăm să așeze, mamă, deci mi-a lăsat o peliculă super uleioasă aici. Ia uitați. Începe puțin tuberoză să simtă. Da? Mm. Parcă puțin, da, puțin, puțin să începe. Da, trebuie să iei bubblegum-ul. Da. Mai puțin aici. Da, dacă, într-adevăr, dacă inhalezi ca lumea, pe nas așa, simți, da, inhalezi pe nas, am zis, da. Simte puțin tuberoză. Deci începe să devină fain. Trebuie avut răbdare cu acest parfum. Eu v-am zis, ați văzut că nici mie nu mi-a plăcut inițial. Dar trebuie avut răbdare, da. Am încredere. Haideți să vi-l arăt și pe ăsta care... Da, am filmat 50 de minute. Haideți să vi-l arăt și pe ăsta care a fost înlocuit. Deci vedeți, este același ambalaj, doar că ăsta este un gold și ăsta este un rose gold scrisul, da? Ia să vedem. Același ambalaj, aceeași oglinduță. Ah, ăsta mi-a fost... Trec. Hai să pus. Mi-a fost ambalat ăsta. Mm-hmm. Ca să nu mai curg, probabil. Oh, și într-adevăr este intact. Vedeți, nu o curs, nu nimic. Băi, ce tare. Deci, mulțumesc celor de la Basmuri că ați fost atât de drăguți și mi l-ați înlocuit, am făcut retur și totul este în regulă. Surpriză, surpriză, desfacem acum și vedem și nu sare capacul. E bun. Ăsta, Aroma Seniora 3, este inspirat de Burberry Her, da? Parfum foarte suculent, foarte dulce, e delicios, e wow. Haide să-l... Deci nu mai am să-l testez, doar dacă mă dau pe picioare. Păi, dar ce-mi place ăsta primul, deci romance d'amor, hot. Deci miroase, trebuie să mai am ceva parfum arabesc, ciocolată și care miroase așa, deci, wow, în fine. Oh my god, da, și cineva mi-a confirmat că într-adevăr, bună Oana, ea mi-a confirmat că într-adevăr chiar este clonul după Burberry Her. Eu nu-l știu, nu l-am testat niciodată. Oh my god. Să vă citesc și ce note are. Tocmai ce o zis sora mea acum, că ăsta e genul de parfum cu care te poți droga. Băi, înțelegeți voi că vă creează așa o mică dependență. Acum este la 140 de lei. Data trecută eu l-am luat cu 122. Hai să vedem. Deci are așa. Note de vârf, căpșuni, coacă, zilămâie, muri, vișini, zmeuri. Deci... Note de mijloc, iasomie, violetă, note de bază, cașmeran, lemn, paciul și vanilie. Deci, ce trebuie, da? Bumbu. Da. Bumbu. Mamă, ce mișto e.
Și da, miroase ca și ăsta, vedeți. Acum am colecția Aroma Seniora 3, am și parfumul de păr, am și parfumerul pentru corp și haine. Ok, cred că trebuia să-mi iau două dintre alea, că e posibil să-l termin ăla de păr. Hai să-l punem înapoi. Deci da, au ajuns întreg, este bine. Mulțumesc tare, tare mult încă o dată. A, da, stați, voiam să comparăm, îți vă arăt sticlele că sunt asemănătoare, dar scot din partea asta la altă, de la Aroma Seniora 1. Să vă arăt și cu asta de amor. Ia uitați, sunt la fel. Diferă doar etichetele de pe mijloc, capacele sunt la fel, da? Aceeași greutate. Da, e culoarea pe parfumul, dar zic că sunt la fel. Sticluța și capacul. Deci, super tare. Da, a început să schimbe asta. Miroase altfel. Deci, a început să duc spre altceva mai dulce, mai mieros. Zici că are o leg de miere. Deci, da, am niște sticluțe absolut superbe și mă bucur că am descoperit. Oh, acum nu mai sări capacul, mă bucur. Da, sare. Dacă trag mai tare de el, iesă. Așa. Dar măcar stă. Hai să-l punem înapoi în cutia lui frumoasă. Cam asta au fost cu comanda de pe Basmure. Încă o comandă. Și mă bucur maxim că le-am prins la prețurile vechi. Prețurile care încă mai erau pe atunci. Măi, na, asta este cu aceste oferte, reduceri, una alta. Uneori se mai schimbă. Aia e. Da, deci, oh my God, toate sunt absolut superbe. Deci îmi pare foarte cunoscut, dar nu pot să-mi dau seama ce să lăsem, dacă cu Ragba, dar Ragba nu știu că are ceva ciocolătos. Pe ăsta. Băi, deci e genial. Superb. L-am dat surorii să-l testeze. Mai lemnos, dar după aia se face și o leagă ciocolătos. Și am unul asemănător și nu pot să-mi dau seama care seamănă. Uite-l sus. Dai. Care? Da, Eiffel. Îți deasupra capului tău, ăla plin. De ciocolată. Cu asta seamănă? Exact. Da! Gata! L-au descoperit sormea. Doamne! Cum de nu m-am gândit? E unul din parfumurile mele semnătură. Este vorba de Eiffel, U13. Da. Care ci ar fi o chestie de-a lor. Scuze că în clipul ăsta Basmure am adăugat alt brand, da? Dar da, care ăla se numește Cioclet, ăla de rupi cu ciocolata de la început, ăsta treptat. Mamă, deci, voci tare! Doamne, dar are și ceva în plus ăsta, ai văzut la început, e mai smoky, e mai woody. Deci acum parcă să adaugă puțin lapte, așa, gen ciocolată cu lapte. Nu știu, are ceva în plus, ea. Da. Păi, nu știam eu cu ce seamănă, eram acolo, dig it. Da, deci alt motiv pentru care să fiu îndrăgostită de parfumul ăsta. Îți dai seama că poți să o să-l țin la icoane. Îl folos, da, trăiască sormea Diana, că m-a descoperit. Eu l-aveam fix aici la capul meu, nu știam de ce miroase așa ciocolată, fain. Și da, am avut dreptate că miroase așa tutun, că mai mulți au zis că nu treci până să simți tutun. Dar se simte, e cafea, tutun și nu mai știu ce are. Dar are ciocolată, deci o simte ciocolată. E superb, superb. Ok. Divine Paradise? Nu, aici am dat altceva. Nu mai știu. Nu mai știu unde l-am dat. Da, scuze. Divine Paradise. Dar, hai să vedem cum face. Băi, dar ăsta e superb. L-ai testat? Mm. Și după aia testăm, vedem faza cu arcul. Hai să vedem dacă scoatem arcul de la copac. Poate totuși stă. De ce mi-a dat foarte mult? Pare cunoscut. Pana amestecat cu zneură. Asta simți tu? Mm. Nu știu, băi, e fain, tare. Bine, acum m-am dat pe mine, eu sunt plină de 1001 de parfumuri. Ce când intru într-un magazin de la Fenty, mi-a rău să o vede. Marțipan cu zneură, mi se pare. Poate, nu știu, sormea simte o combinație de marțipan cu zmeură. Eu
creierii mei săraci acum încearcă să stea, sau neuronii, să stea cât de cât întregi. Și sora mea cea mică la fel a zis, băi, deci un parfum, nu-i fain? Marțipan și zmeură. Da, dar vezi că n-are note de marțipan și zmeură. Așa duce. E genial. E superb. Marțipan se simte tare. Da. O meritat așteptarea. Acum înțeleg de ce este unul din cele mai populare parfumuri de la ei. Cred că este și un parfum semnătură, emblemă a celor de la Basmore. Adică pe marțipan și cere. Marțipan și cere. Nu știu, în fin, fetele sunt diferite. Dar, deci am și asistente, da? La acest clip, asistente de pe lângă. Ce parcă ambele. Și să mă duc și cere. Ah. Hai, să mă angajez așa. Asistente. Anyway, deci da, sunt niște parfumuri absolut superbe. Deci Basmore, mulțumesc încă o dată persoanelor de la Basmore, da? Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați înlocuit parfumelul. Și, oh my god, superbe, absolut, absolut superbe toate. Sora mea la atât de mândră de parfumurile pe care le-am dat. Deci, oh my god. Anyway. Aș mele o să le țin acolo și abia aștept să vină vremea rece ca să le pot purta. Oh my god. Deci, super. Anyway, bine dragilor, deja am filmat o oră și nu știu cât o să fie clipul ăsta. Eu o să încerc să-l fac cât mai scurt ca să nu vă plictisiți. Dar, na, fiind detalii multe, fiind chestii multe, na. Bine dragilor, eu sunt super încântată. Deci, oh my god. Da, eu zic totuși, chiar dacă s-au mai mărit prețurile la anumite parfumuri, zic să intrați, să mai profitați de celelalte care încă au prețul normal, eventual. Dacă nu, puteți vă luați mostre, pentru că dacă nu le luați la timp, vedeți cum dispar și alte prețuri și v-am zis, eu mă bucur atât de mult că le-am prins așa cum trebuie. Deci prețurile pe care le-ați văzut afișate sunt prețurile ale vechi, da? Acum pe site sunt altele, cel puțin la aproape toate. Bine, dragilor! Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, lăsați un like și ne vedem cu următoarele clipuri. Eu sunt Oana, v-am pupat!